Deci, prieteni, mergem să ne întâlnim cu Vitale și să plecăm în România. Deci, iată-o și Vitale aici, ne-am întâlnit. Noroc. Noroc, bro. Deci acum mergem să cumpărăm ceva de mâncat și plecăm în România, avem un drum lung. Suntem gata de România, ne-a luat de mâncare pe drum. Niște active, o, lucrușoare și niște banane mai avem acolo. Avem un drum foarte lung, am fost într-o cantină, am mâncat puțin cu Vitale. Acum o să ne mergem la gara de sud să luăm autocar spre România, spre Cluj. Hei, hei, deja am ajuns cu Vitale la gara de sud. Aici am observat ceva din rutieră. Am rămas uimit, da? Vitale deja pozează. Vă arăt și vouă. Bun. Descopereți versiunea perfectă, om activ. Nu știu că este așa ceva prin Chișinău, sincer să vă spun. Vitale pozează, dar eu mă filmez. Super, super tare, mersi mult, foarte plăcut. Mergem să luăm bilete. Eurolines, oh, Chișinău, Cluj, Napoca. Deja am observat autocarul meu. Autocarul este la oara 8.30, adică este unul la 7.30, dar... Nu o să plecăm cu cel de 8.30, stau acum în autogară și am observat încă o descoperă versiune perfectă. Suntem la autogară și așteptăm, e cam plictisitor, afară deja se întunică, mai avem de așteptat o oră, Vitale deja doarme. Deci aici așteptând autocarul, Vitale a înțeles că este frig și a început să facă niște așezări într-un picior. Yo. Workout la autogara de sud. Cam slăbuț, Vitale. Încă o dată. Noi așa ne încălzim. Este 14 minute, ne împornim. Deci suntem deja în autocar. Afară este noapte. Aici acum să montăm un video. Vitale stă aici. Salutări. Când să ajungem în România, o să vă zic un mic secret. Autocarul acesta. Deja suntem la Lama. Deci acum este ora 12 și noi ne băgăm la somn. Vitale m-a posit. Privit un film și acum până la somn. Mai avem 7 ore de mers și ajungem la Cluj. Noapte bună tuturor. Este ora 2:30. Nu este foarte somn, dar s-a oprit tot acara. Da. Și noi ne-am trezit acum și așteptăm să ne pornească din nou și să ne băgăm din nou la somn. Bună dimineața la toți. Mai avem încă 5 km până la Cluj. În Cluj toți sunt ambuteajul. Suntem acum și așteptăm. Foarte încet ne mișcăm. Deja am ieșit din autocar. Ne-am întâlnit cu fratele nostru Ovidiu. În urmă constă Vitale. Se ascunde. Acum mergem să întâlnim cu prieten, pe Todor. Și apoi mergem mai departe în Cioruleasa. Edgar, Maria, Rocco, Paris. Atâta știu, mă. Ce vă spune? Servus! Salut! Ce-ți ok? Da, tot în regulă! Cum ați mers? Super, super bine! Niet gavarjar așa cu paruschi! Ce vă fac, repilmez, mă! Acum mergem la sala, la video. Uite-o! Ce mare! Eu sunt mic pe lângă el. Trebuie să cresc. Dar din urmă merg trei băieți, trei. Bela! Aici și stă Vitale cu Bela. Bela! Trei luni am văzut-o pe Bela. Noi mergem în sală, ne urcăm încet. Yo. Inele, paralel, bar. Am fost în sală, ne-am antrenat, dar nu putea să iasă de acolo. Nu vrea să iasă. Vitale cu Bela. Mă, uvide, mă, ce faci acolo? Triceps. Impossible, cu o mână. Și cu cealaltă. Easy day. Bela. Ce faci, mă? Bela. Hai la spital și aruncă încă o dată. Deșteaptă Bela. Hop. Și a dus și băiețul. Acum fetea nu-i la lucru. Aici, Bela. Am dat proteine pentru bicicletă. În loc să iei tu, te-ai dat la bicicletă drogurile. Ovidiu, povestește încotro mergem. Deci mergem până la parc să analizăm situația pentru mâine. Când o să fie vreme bună să mergem să ne antrenăm. După care bem un ceai și venim și ne odihnim. Nu am nicio opinie. Vitali cu gândul la Bela. Dar eu mănânc proteine. Deci aici în Abrut, da?
Am vrut. Este foarte frumos. Câte ori vin aici, mereu mă îndrăgostesc ca natura aceasta. Away, this is real life. There's no telling you're the right girl. So I can only say that it feels right. Acolo puteți observa. Uite aici o domnișoară. Aici avem și primul ajutor. Parcul din Abrud. De mâine să avem antrenament comun cu liderii workout-ului din România. Super tare. Uita. Yes, like. Nu uitați să dați un like la acest parc. Vitale, un avion. Cineva poze aici. Iată așa. Ciao. Ciao, mă. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars. But we're making this too hard. And I wonder where you are. Mr. E.S. That's the part you always show. You're too curious. Maybe you should take it slow. Mr. E.S. Am antrenat puțin, am spus doar să venim să vedem. Dar am făcut puțin ceva. Nu puteam scoate pe Vitali de la bar. Am intrat într-o cafenea să bem un ceai. Apoi mergem acasă să cineva să doarmă, dar cineva să pus să monteze video. Acum mergem acasă. Uite aici cu noi e Cristina și Mâțu. Unde mergem acum? Acum mergem să cărăm un pat. Vedem despre patul ăla greu, care e problema. Patul fucker la care Flavii de acolo nu-l pot muta. Mergem să vedem pe patronia. Infractorul de patron. Și pe ese. Și pe patul lui. Greu. O să fie forță, o să facem îndreptări. Da, da. Pins, military press, strict press, da. De toate o să facem. Și aici avem niște unte arahide. Mereu mănâncă banane. Foarte bun. Niște biscuiți, unte arahide și banane. Pui așa, faci mici soldați, așa se zice. Mici soldați și dai guai. Gust super fain. Venite fuckerii. Uite mă cine a venit aici, mă! Yo! Asta e... Și Mihai pe aici. O, ce-i mare crescută! Eu deja termin de montat video, iar aici de mine, Vitale deja doar... Vitale s-a trezit, tot dormea. Pe video așteaptă mâncarea. Todor vrea să pună o poză pe Twitter, dar nu reușește. Da. Deci și noi toți împreună așteptăm să mai vină niște băieți. Vin băieții, mâncăm și ne băgăm la somn, așa că prieteni, ne vedem deja mâine. Pași tuturor și noapte bună. Ciao. Ciao, noapte bună. Goodbye. Goodbye. Pași.